CSM Dunărea a acuzat lipsa unei pregătiri adecvate pe gheață în prima partidă cu CSS Miercurea Ciuc. Gălățenii au căzut fizic pe finalul partidei când au și încasat două goluri. DNA, e logic să se întâmple așa. După o lună de zile de nepregătire, de neparticipare la antrenamente cu toată echipa, și pe sponci, pe aici, pe acolo, cine a putut să meargă până la Brăila și acolo antrenamentele nu s-au făcut așa cum trebuie, pentru că patinoarul nu este adecvat să se joace hockey pe gheață acolo, au doar mantinela, n-au plexic, n-au plase în spatele porții, deci n-aveam voie să tragem la poartă, n-aveam voie să facem joc la două porți, pentru că săreau pucurile pe peste tot. Am făcut pregătire, am stat pe gheață, dar să cunoaște că nu s-a putut pregăti echipa așa cum ar fi trebuit. Și iată că după 3 săptămâni, o lună de lipsă de gheață în picioare, s-a simțit. Meciul 2 la Miercurea Ciuc a arătat că elevii lui Marius Trandafir și-au intrat în mână. Mihai Brandabur așteaptă acum săptămâna decisivă. A fost un antrenament foarte puternic și a doua zi ne-am comportat altfel. Sperăm că acum pe final vom pleca vineri la București. Avem o săptămână foarte grea, plecăm de vineri și ne întoarcem duminica următoare. Sunt 6 meciuri în 9 zile. Va fi greu, dar sperăm să nu se întâmple accidentări și că vom fi în stare să demonstrăm că încă se poate. Dunărea are de trecut un handicap serios pentru a se califica în semifinalele campionatului, lipsa unei pregătiri temeinice pe gheață.